Salutare, prieteni dragi! O nouă zi, un meci mare, de data asta împotriva celor de la FCSB, aflați însă pe locul 10 în campionat, un început de campionat prost pentru cei de la FCSB. După 8 etape se află pe locul 10, cu doar 9 puncte, 2 victorii, 3 remize, 3 înfrângeri, pe când FC Unirea Alba se află pe locul 2, cu 6 victorii și 2 înfrângeri, în spatele celor de la CFR. Suntem pe un loc foarte bun pentru o echipă cu obiective mici, după părerea mea, doar calificare în cupele europene, în principiu doar în play-off. E ok să ne calificăm pentru a avea acces la calificările grupelor europene. N-am mai transferat nimic, suntem în afara perioadei de transferuri. Să vedem ce putem obține din meciul cu FCSB. Văd ca o echipă bună. Coman, Cheșeru, Tănase, Olaru, Paolo Vinicius, Cristea, Vlad în poartă. Sperăm să nu ne bată în principiu, în rest. Și un egal e bun cu ei. Aceeași echipă, același sistem. Bolan, Vareas, Rusu, Gheorghiu, Belgazi, Dolezal, Drago, Ilie, Janvier, Căpușă și Iancovici în poartă. Începem meciul. Sper să ne putem califica în cupele europene. O să fac și cu următorul sezon. Poate ne calificăm cel puțin în Conference League. Dacă nu mai sus. Să vedem cum decurge restul campionatului. Îmi place tot ce s-a întâmplat până acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizări, pentru abonări și pentru like-uri. Îmi doresc să fac cât mai multe și dacă mă susțineți, puteți să-mi distribuiți munca pe paginile personale de, nu știu, Instagram, Facebook, Snapchat, orice altceva. E un meci mare. Vine FCSB la Alba Iulia. Sperăm să obținem un rezultat cât mai bun, cel puțin un egal. Nu vreau să fim învinși de FCSB. Am speranțe mari la acest meci. Și începem. Și cei de la FCSB joacă la fel ca noi, 4-3-3. Însă iau alți jucători mult mai bun decât ai noștri. Au, din nou, din primul minut sunt în atac. Și o ocazie mare. Ratează Florin Tănase. Trage pe lângă poartă. Iancovici aproape învins. Repune mingea în joc. Pușă. Ilie. Centrul la Dolezal, de partea de la Gheorghiu, de posedat foarte ușor. Ce pressing fac cei de la FCSB. Avansează foarte frumos Crețu, întoarce la Cheșeru, recuperează Ilie. Și plecăm noi pe atac. Bălan. Bălan pierde, dar recuperează însă repede. Pasă la Gheorghiu, aflat în offside. Rămânea singur cu Vlad. Da, offside mare și el și Rusu erau amândoi în afara jocului. Însă avem. Putem să o punem în cont ca o primă ocazie. O pasă la Cheșeru. Coman. Coman, în care întoarce la Șerban. Din nou la Coman. Centru la Cheșeru. Din nou la Coman. Ce pase rapide. Orice repede recuperează. Coman însă trage în fundaș. Se joacă pe contre.
Câmpia tag rusu și alunecare. Foarte nervos rusul că nu i s-a acordat faultul. S-a fost o deposedare corectă a lui Șerban. Tănase, căpușă nu-i face față. Tănase. Și mingea ajunge la Iancovici. Dolezal, Arusu, Varias, mai departe la căpușă, unde a ajuns căpușă, întoarce la Rusu, care pierde. Pierde foarte ușor mingea Rusu. Le punem din afara terenului. Dolezal pasă la nimeni și FCSB pleacă din nou pe contraatac. Sunt 3 contra 2. Janvier, Coman și este corner, încercat o centrare Coman. Mulți suporteri au venit în Alba, un suporter FCSB-ului. Corner și repunere peste poartă. Ma nu, e corner din nou. Cor de la centrare, bate scurt, Cheșeru. Toarce în centru, e o schemă, să nu le iasă și recuperăm, Varias, pleacă de unul singur, Crețu este în fața lui, nu poate trece de Crețu, care scapă mingea în afara terenului, bate repede Bălan, nu ajunge mingea la Gheorgheu, Cheșeru spre Cordea, nu prinde mingea, out. Belgazi, centru la Gheorgheu, de partea la căpușă, Rusu, trece ușor Rusu acolo de Șerban, centrare în careu, să spre nimeni. Coman, Tănase, o pasă din prima spre Coman, scăpat singur. Să pierde mingea, o pasă destul de proastă a lui Coman. Rusu de data asta nu mai trece de Șerban, care recuperează și îi ține Iancovici. Și este pauză. 0-0, un meci foarte intens. Joacă bine cei de la FCSB, multe ocazii de gol din partea lor. Însă le-a făcut față în primele 45 de minute. Etapa a doua, sperăm să nu luăm gol. Cel mai important lucru, să nu luăm gol. În rest, cred că un egal ar fi meritat. Și ne-am jucat bine prima repriză. Cordea, Atanase. Tănase înscrie un gol frumos. Scăpat acolo de căpușă, nu poate să-i facă față căpușă. Gol frumos înscris de Coman. Da, Iancovici mai vede ce să-i facă. Lorinel Coman, primul gol în actuala ediție de campionat. Vine tocmai până la Alba Iulia ca să înscrie. Ziceam de gol, Bălan, trece frumos Bălan de Crețu. Oh, și este fault. Primul cartonaș galben, Paolo Vinicius. Un fault urât asupra lui Bălan. Este lovitură liberă. Belgazi, aruncă mingea în careu, să spre nimeni. Tot e la recuperare. Căpușă. Varias, din nou Varias cu stângul, respinge Vlad peste poartă. Corner, primul nostru corner. Belgazi centrează la Varias, însă nu poate resping fundașii și celor de la FCSB. Gheorghiu, Belgazi joacă din prima,
Varias. Offside. Bate no offside Dolezal. Minutul 60. CSB în continuare conduce cu 1-0. Eu cred că putem înscrie, cred că putem reveni în meci. Ergazi. Gheorghiu nu poate prelua în fața jucătorului mijlocașului celor de la FCSB. Coman trece de căpușă, n-are ce să-i facă căpușă în acest meci la Coman. Periază cumva, însă pierde destul de ușor. Minge ajunge la Cheșeru și 2-0. 2-0. Nu știu cine e acest jucător. E Joma. Că de simplu au pasat acolo și înscrie la fel peste portarul Iancovici, care nu mai avea ce să-i facă aceste mingi. 2-0. Oh, ce tare jocă Tănase, nu este fault. Minutul 70. Și au încă o ocazie mare. Coman. Prea ușor combină jucătorii celor de la FCSB în careul nostru. Nu este 3-0. 3-0. Înscrie și Darius Olaru. S-au dezlănțuit cei de la FCSB. Minutul 74. Da, cred că e înfrângere pentru noi. Să meciul nu este chiar terminat. Dar chiar 3 goluri, nu știu dacă le mai putem înscrie. Nu prea am avut ocazii de poartă, apoi să mai înscriem 3 goluri. Acum în 15 minute rămase. Dolezal, Gheorghiu. Gheorghiu intră în cu mingea în careu, însă respinge Paulo Vinicius. Tănase. Octavian Popescu. Dragov este la post. Cât de tare, ce ocazie mare din nou pentru FCSB. De pe locul 10 reușesc să ne învingă. Centrare, însă fix în brațele lui Vlad. Centrare foarte, foarte proastă. Varia singur între patru fundași adverși. Rusu recuperează. Rusu. Ocazie mare și scoate Vlad. Ocazie foarte mare pentru Rusu. O să trage prost și Vlad respinge peste poartă. Corner. Spre Varia, însă nu poate relua cu capul. Jean-Vier. Din nou o pasă greșită. Nu-mi place de acest fundaș central și este fluier final. FCSB, victorie la Unirea al doilea. 3-0. Nu e rezultatul pe care ni l-am dorit în începutul meciului, însă trebuie să recunoaștem, au jucat mult mai bine ca noi. Și de aceea merită toate cele 3 puncte. Mai multă posesie, mai multe șuturi. Și a treia înfrângere în actuala ediție a campionatului. Normal că e un rezultat dezamăgitor și nici eu nu sunt tocmai fericit, dar oare am băut rusul? Ce aș fi îngrijorat de rus? La fiecare jucător are urcușuri și coborâșuri, însă trebuie să dăm vina doar pe un jucător. Problema a fost în defensivă. Cei de la FCSB au jucat mult mai bine și merită victoria. Următorul meci împotriva celor de la FC Voluntari în cupă,
Avem primul meci în cupă. Multe meciuri se vor disputa. Cred că am picat destul de bine pentru că i-am învins pe cei de la voluntari în campionat. Nu văd de ce nu am putea trece mai departe de ei. 3-2 a fost un meci chiar frumos, un meci spectaculos în etapa 3-a. Și sper să revenim din nou cu o victorie. Să revenim pe drumul cel bun. Clasament s-ar putea să fie picat din nou pe locul 2. Pe locul 3, da. Rapid, au lucrat pe 2, este la egalitate de puncte. Craiova însă nu și-a disputat meciul cu... Cine are meci Craiova? Cu CFR-ul, un meci interesant. Meci interesant, să vedem dacă nu reușesc cei de la Craiova să obțină un rezultat bun împotriva celor de la CFR. Să vedem ce s-a întâmplat. Făcut egal. 0-0. Primele puncte pierdute de CFR. După 9 etape au 25. Craiova, Rapid și FC Unirea la egalitate cu câte 18 puncte, însă la gol averaj Universitatea Craiova peste noi și peste Rapid. Revenim cu meciul din cupă. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare. Cât mai multe subscriberi și toate cele bune. Salutare!